facem cadre, luăm drege. Dar... Uite, mă, că am ajuns. Nici nu a fost greu. Cu navigație am ajuns la fabrică, la TMD Friction, pentru produsul Textar. Ce o să vedem în continuare, o să vizităm fabrica, o să vedem tot procesul tehnologic de producere a unei plăcuțe de frână. Că eu întotdeauna m-am uitat la emisiunea aia cum se fabrică și întotdeauna mi-am dorit să fac și o chestie asta, să vizitez, să văd, să cunosc lucruri și sper că acest material să vă aducă vouă cât mai multe plusuri și să vedeți, să nu mai... aveți ideea asta în cap, bă, cum se face chestia asta? Uite așa, se vine fierul, se pune, se face, se drege. Datând de la 1878 există brandul TMD, care ulterior, prin diversi parteneri sau diverse produse proprii, au ajuns la produsul Textar, pe care noi astăzi îl filmăm, vorbim despre el și îl promovăm. Sperăm să avem cât mai multe astfel de acțiuni. Și voi să intrați în contact cu produsul și să ne dați și feedback. Feedback-ul poate fi și pozitiv și negativ. Îl așteptăm cu drag. Hai să vedem care e treaba. Iată-ne în depozitul TMD Friction. Că, așa cum v-am spus, asta este fabrica TMD Friction, al cărui produs Textar noi îl vizităm astăzi. Ne aflăm în depozitul de materie primă. După cum știți, nicio fabrică nu produce tot acolo, sub un singur acoperiș, și au și ei nevoie de tăblițele pe care se aplică praful de plăcuță, au nevoie de diverse componente, senzori și așa mai departe. Ce vom vedea aici? Vedem depozitul de materie primă care vine la fabrică pentru a intra pe linia de producție, după care vedem compozițiile plăcuțelor și cum se verifică o plăcuță de frână. Acestea sunt aproape 50 de mixuri de prafuri care compun plăcuțele de frână pentru diverse mașini, până de la cele mai micuțe până la cele mai puternice, să nu zic mari. Bun, verificăm un suport de plăcuță de frână. Eu. Ia mă. Ăsta e aparatul. Face scanarea să verifice că acest suport, când a venit el în depozit, este bun și e ready to go pe linia de ansamblare. Am zis bine? Bun, ce auziți voi pe fundal nu este că am apăsat eu pe niciun buton, cu toate că scrie acolo resetare, eroare și cu roșu puteam să apăs, dar nu. Aici sunt cutiile care vin cu mixurile pentru plăcuțe, pulberile de vi le-am prezentat mai devreme, sunt luate de aici, sunt băgate aici în acest lift, da? Ați auzit sunetul este produs atunci când cineva din fabrică cere un anumit mix pentru că trebuie să producă o anumită plăcuță. Aparatul începe să țipe, vin oamenii la logistică, încarcă cutia în aparat, în lift, se duce sus, se apasă pe butoane, prrrrp, bam, și pleacă prin acea tubulatură spre linia de producție. Și eu am întrebat aici, zic, și-a știut voi să faceți toată... Nu, suntem nemți și am înțeles. Okay. Hai să vedem mai departe ce se întâmplă după ce praful, pulberea, mixul ajunge pe linia de producție. Aici avem camera pregătirii suportului de plăcuță de frână. Adică aici vin tăblițele, intră într-o cameră în care se sablează, se curăță foarte bine tăblița, intră într-o mașină care îl pregătește pentru a pune un lipici, intră în mașina în care adaugă acest lipici pe suportul de plăcuță, după care merg într-o cameră să se liniștească aceste tăblițe, să stea să se relaxeze. După care intră în altă cameră unde vedem ce se mai întâmplă. Dar hai să vă arăt cum vin tăblițele. Vin suporții de la logistică, așa vin ei. Băieții de aici de la Caransebeș se laudă că ei au implementat linia asta. Îi ajută foarte mult, au scutit multe drumuri la depozit și vin suporții. Sunt de Toyota. N-am voie să zic. Să tai, să ia.
Aici tu, aici. Așa se aude și la noi când intră salariu. La fel, la fel. Bun, așa arată suportul de plăcuță după ce adezivul a fost pus și uscat. Pentru că el se usucă acum, e caldă, e caldă. Urmează să se răcească, să se liniștească puțin, după care o să intre într-un alt proces pentru care acest adeziv să devină din nou lipicios și să punem substanțele magice pe ele, pe sandwich. Facem sandwich. Să-ți explic cu presarea, nu? Bun, aici avem o presă. O presă mare, scumpă, nu din aia care vă gândiți voi. Ați văzut unitatea de comandă unde intră rețeta pentru fiecare plăcuță. Fiecare plăcuță în parte sau model are o anumită rețetă de mix care se pune în această presă. Sunt vreo 8 prese de genul ăsta în fabrică. Pot produce până la 100.000 de plăcuțe pe zi. Nu o presă, toate. Adică această fabrică poate produce. Aici vedeți procesul exact. Bine, vedeți. Așa arată. Nu putem să-l vedem înăuntru, în interior, că nu suntem la emisiunea Cum se fabrică. Suntem la Stax, da? Să nu uitați. Așa. Vine plăcuța introdusă în presă, adaugă de deasupra mixul, îl încălzește, îl presează, face de două ori chestia asta, curăță matrița, știe ea să-și facă toată nebunia. După care o să vedeți cum arată acest suport de plăcuță. Vine marfa la cuptor. Sunt pline, e plin ochi. Se bagă la cuptor aici, se coace bine și după aia se trece mai departe. Băi, am muncit, dar se aude ceva. Se aud bătai de linguri în stomac, trebuie să mergem la masă. Mă duc la masă. Gata, m-am luat. Iam conopidă și brocoli. Asta mănânc și acasă toată ziua. Eu mai stau aici, mai fac treabă, să știi, nu-i pani. După ce ne-am întors de la masă, ne-am întors la linia de producție, intră la partea de frezat și curățat. Înainte de vopsit, pentru că ele se și vopsesc electrostatic, o să vă arăt. Și aici vine discuția cu prietenul tău de acasă, când tu lucrezi aici în fabrică și spune: auzi, nu poți să-mi vopsești și mie geantele astea electrostatic acolo la tine în fabrică? Și eu îi spun: nu se poate, frate, că e tot automatizat, avem niște chestii. Haide, domne, te rog eu frumos, vopsi. O să vă arăt cum arată partea de vopsitorie în fabrică și poate așa înțelegeți că nu se pot face mari schimbări și modificări la capitolul ăsta. Le mai dă o perie, le suflă cu aer de toate impuritățile și aici se pregătesc, merg spre vopsirea electrostatică, care se face în acest aparat. Pulberea se pulverizează pe plăcuță, că după aia intră într-un cuptor unde pulberea devine lichidă, se usucă și devine vopsea. L-am mișcat, m-am și speriat, am zis, cad în cuptor, dracu. Ce fac? Automatic mod, e autofocus gen. L-am pus, haide mai departe, hai să-ți arăt stropirea în sine. Aici o să vedeți cum se pulverizează pudra prin trei suflătoare date de pudră ca plăcuța să fie acoperită integral, după care intră într-un cuptor unde această pudră se încălzește foarte tare, devine lichidă, se usucă și se transformă în vopsea electrostatică. Nu, că aici sunt plăcuțe, acum e risipa, uite-o. Uite-o risipa, vezi? Alea încă pulverizează când plăcuțele nu sunt pe linie, dar sunt ferm convins că această pudră se recuperează. Nu se pierde nimic. Vedem dacă e coajă de portocală la sfârșit. Vino, uite aici. Astea sunt acoperite cu pudră
dar nebăgate la cuptor. Deci acum, dacă aș avea, aș putea să-mi fac un semn pe plăcuța asta, scriu Daniel și să o găsesc într-o mașină peste 25 de ani. Ce ar mai fi, ești nebun? Da, în sfârșit. Hai să vedem după cuptor cum arată produsul, dacă e bine sau nu. Au venit, aici vin vopsite, e prima parte a vopsirii, pentru că de aici o să mai vedem. Uite, sunt vopsite pe toate canturile, dar de aici o să intre în alt aparat care mai face treabă. Hai să vedem. După ce au fost vopsitele, ați văzut acolo lucioase, au intrat în acest aparat pentru a se mătui ca materialul antizgomot să adere mult mai bine. O să vedeți ce material vine aici lipit. Eu credeam că le vopsesc și gata, dar nu. Hai să vedem. Merge treaba. M-am pus aici la materialul antisunet, antizgomot, să le lipesc. Nu e treabă grea, au niște cătări, au niște bumbi unde vin exact astea. Nu știu cum mă descurc eu față de... Alo, a, iartă-mă! Uite, de exemplu, uite, vezi ce am făcut? Nimic. Gata, l-am luat. Ok. Au acești bumbi și poți să lipești perfect. De-aia mă și lasă oamenii ăștia pe mine să fac treaba. Ce? N-ai pus-o bine. Nu pot să cred că n-am pus-o bine. Nu, că trebuie să o pui să cadă în găuri. Așa, păi și n-am pus-o eu pe gaură. Păi și cum nu e bine? Păi nu, uite că stă pe sus, că nu-i băgată cum trebuie în gaură. Te-ai lipit-o? Am stricat o plăcuță, mă, frate. Păi dar n-am avut model, frate. Dacă aveam model, o puneam. Dar se mișcă banda aia mai repede ca mine, vezi? Cred că trebuie să fiu mai insistent aici la adeziv, nu? Eu am transpirat aici și cât am făcut și cât am explicat și cât am muncit. Voi nu știu ce faceți, jur. E bine pe canapea? Nu e așa cald aici, să nu vă agitați. Nu, aici are defect de fabricat. Sigur. Bun, lasă că sunt două. Ce am făcut, mă? Le-ai pus pe specială. Avea, mă, uite, am luat-o de acolo, avea. Nu mai pun, gata, că le stric pe toate. Da, da, zică-ți mâinile mele, e ok. Eu am făcut-o pe asta. E a mea. Împachetare, asamblare. Dar de ce sunt așa mici astea, doamnă? Sunt de... Sunt plăcuțele foarte mici. Păi da? Așa mici plăcuțe? Da, las 4 plăcuțele acolo. Aoleu. Da, chiar sunt mici. Să le pui mici, să zic, așa pe timp. Așa, aaa, stați un pic, doamnă, că e cu schem. Gata, am înțeles. Mai trebuie una. Da, ți-mi una, ia, ce bine. Așa, și acum în cutie, n-am văzut. Mai faceți dumneavoastră o cutie să văd. Ia, în cutie, le-a pus așa. Bam, bam. Închis cutia. Să o bag aici? Aia, exact. Mamă, păi mie mi-a o oră. Gata. Hai că am reușit. Perfect, poți să mergi mai departe. Nu mai sunt plăcuțe, s-a terminat materia. E plină! E plină! Ia, pot să le iau așa, am făcut o schemă. Am învățat o schemă. Stați, mamă, e haos. Dacă o să găsiți o reclamație la o cutie de asta împachetată greșit, eu am fost. Să nu zică cineva că... Băi, la astea e simplu, mă, frate. Adică simplu, na? Am nimerit eu o cutie mică, niște plăcuțe mici. Știi ce zic? E ok așa. A, să vă dau cutii. Da, iertați-mă, doamnă, nu. Eu nu sunt așa colegial. Țin cutiile pentru mine. Ne premiază ăștia, ne dau ceva dacă fac mai multe cutii? De 3? Adică mai, să fac eu mai mult de 3 cutii. Da. Mamă! Mergem și noi acasă? Hai să mergem și noi acasă. Că aici e cu muncă, nu e pentru noi. Dau un Pepsi pe program. Vreau să le fur!
De ce, doamnă, să fac și eu un ban? Să plătesc întreținerea, cum de ce? Bă, ce bine că am terminat treaba, bă. Ha! Aici vreau să văd. Salut! Vă povestesc eu la sfârșit. Hai, mușcă. Să trăiți, bună ziua. Da, aici se testează plăcuțele. Se testează, cum să spun eu, proprietățile lor. Adică cât de bine frânează, cât de elastice sunt. Mai e un test de care ne pomenesc cu oamenii ăștia, cât de repede se desprinde pe plăcuță cu un cuțit anume, se taie la 0,2. Sunt foarte multe teste care trebuie făcute și ăsta e laboratorul în care ele se fac. Asta este plăcuța pe care o vom testa în această presă pe testul de elasticitate. Mare atenție că mă angajez aici la laborator. Eu și la chimie am fost bun și la fizică, vorba aia. Mi-a plăcut întotdeauna. Didi, what this button do? Atenție! O presează, mă, frate. Crezi că e scumpă presa asta? Uite, mă, da, conform graficului e ok plăcuța, să știi. E bine? În acest aparat o să introducem această plăcuță în acest suport. Da. Bine, tot timpul le pun invers, nu știu de ce. Așa, închidem ușa asta mai cu forță. Prea multă forță, da, am închis-o. După care... Stop și start. Stop și start. Unde scrie stop și start. Tăiem materialul de pe plăcuță ca să vedem de ce forță este nevoie ca să se desprindă și să fie ok, să nu fie probleme de producție. Știu băieții ăștia de la RAR că aveți adaptor la etrier? Știu? Nu știu, nu? Măcar e de apreciat că au furtune metalice. Nu? Uite, și arată bine. Aici suntem pe bancul testului de fricțiune. Trag asta, bam, dau drum. Ce se întâmplă aici? Avem niște cutii pe care le-ați văzut cu, în fiecare cutie de genul ăsta, avem un disc, un etrier și un portetrier care se montează aici și se testează în condiții de drum plăcuțele pentru diversi producători. V-am spus, cei de la Textar produc produsul lor Textar, dar această fabrică TMD produce pentru mult mai multe companii, chiar și concurente. N-avem voie să le spunem numele pentru că asta înseamnă contractul. Fabrica produce 100.000 de plăcuțe pe zi. Au contracte cu toți marii producători de mașini, de autoturisme, nu produc aici industrial. Abia aștept să-mi vină discurile și plăcuțele. Toyota. De-abia le aștept, o să fac dragoste cu ele. Dar asta este cu totul și cu totul altă discuție. Am zis, aici se testează plăcuțele, discurile, ce să facem? Aici, condiții de drum, pun băieții frâne, grafic, nu vară, grafică, ne uităm amândoi, sau toți ne uităm la el degeaba. Dar sunt multe discuri, multe plăcuțe, multe chestii mișto, hai să mergem acasă. Acesta a fost materialul, sper că a fost suficient de lung, pentru că eu am vorbit de mă doare gura. Sper că a fost util, sper că ați văzut cum se produc plăcuțele de frână în țara noastră, România, pentru foarte multe mărci foarte cunoscute, de mașini, atât mașini normale, de la mașinile mici de zi de zi, până la supercaruri. Sunt angajați 500 de oameni, lucrează non-stop, non-stop, de luni până sâmbătă dimineața și după aia se reia toată treaba. Am văzut strunguri, am văzut prese, am văzut tot felul de lucruri interesante, care eu le consider interesante, cel puțin, și sper că v-a plăcut și vouă. Asta a fost emisiunea, dacă vi se pare utilă, amuzantă, interesantă, share, like și subscribe. Subscribe este foarte important pentru noi. Dacă vreți să ne ajutați, apăsați acolo și de fiecare dată când noi apare un material nou de la noi, voi veți fi notificați. Eu. am făcut, țiplă sunt. Am luat și bonus. Nu se dau bonusuri, nu? Da, e.